Mulțumesc, domnule președinte de ședință, stimați colegi. O scurtă declarație politică fac astăzi, intitulată Nevoia de stabilitate și dezvoltare durabilă. Cu toții am vorbit astăzi și nu doar astăzi, și în spațiul public se vorbesc despre diferite teme care acum par a fi de actualitate. Unii vorbim despre comasarea alegerilor care poate fi sau nu o necesitate, alții vorbim despre ceea ce înseamnă momentul de față starea economiei, alții vorbesc despre starea și situația și siguranța națională sau despre ceea ce înseamnă provocări în partea de est la granița României. Cred că dacă suntem aici, aleși ai poporului, cu toții trebuie să avem o gândire și în momentul în care vorbim despre astfel de teme care au un impact major, să avem o abordare cu adevărat durabilă și care să ne dea și stabilitate. Declarațiile din ultimele zile, pe care le-am văzut și cu toți în spațiul public, făcute de către șeful statului major al armatei, au fost poate privite puțin deplasat de unii, dar cred că trebuie să fie analizate și privite corect. Nu a vorbit despre vreun pericol, dar a vorbit despre o idee, aceea de a avea un concept și o educație de securitate care să răspundă provocărilor pe care le avem și acum și în viitor, astfel încât conceptul de reziliență și provocările pe care România le are să fie cu adevărat bine imprimate în gândirea poporului. De aceea este nevoie, consider și eu, de o pregătire voluntară, nu obligatorie, astfel încât fiecare civil, fiecare om din această țară să conștientizeze pericolul. Vă mulțumesc!